Salut, Pașa Românii, și am ales pentru astăzi, pentru noi toți, în Cuvântul Domnului, un subiect care cred că ar trebui, dacă nu, încă nu ne preocupă atât de mult, ar trebui să ne preocupe mai mult. E vorba de Noul Ierusalim, de cetatea care Dumnezeu ne-a promis că o pregătește. Și chiar versetele Isaia cerea lucrul acesta, să întărim mâinile slăbănogite și genunchii care se clatină. Să spunem celor slabi de inimă, fiți tari și nu vă temeți. De ce? Pentru că vine Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetele 1-3, care ne spune să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. E despre acest loc aș vrea să zăbovim câteva clipe în dimineața aceasta și a rugat și copiii să participe cu câteva versete care le-am ales să le citeze în fața dumneavoastră. Haideți să vedem sub ce denumire găsim în Sfânta Scriptură acel loc despre care ne-a vorbit în Ioan, capitolul 14. M-a dus să vă pregătesc un loc. Găsim în cartea Epistola către Evrei, capitolul 11, versetul 16, și o rugăm pe Laura să citească. Dar dorea o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Ce le-a pregătit și ce ne-a pregătit? Despre ce loc este vorba? Despre o cetate. Să vedem cine e arhitectul și constructorul acestei cetăți. Tot în Evrei, capitolul 11, versetul 10. Căci el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și zidor este Dumnezeu. Deci am reținut cine era meșterul, cine era arhitectul cetății, Dumnezeu însuși. Hai să vedem cum descrie Sfânta Scriptură acest oraș celes sau cetate. Și în Cartea Apocalipsei găsim câteva date care privește dimensiunile, temeliile, zidurile, porțile, străzile. Hai să începem cu dimensiunile. Apocalipsa 21:16, Alex. Cetatea era în patru colțuri și lungimea ei cât lărgimea. A măsurat cetatea cu trestia și a găsit aproape 12.000 de prăji. Lungimea, lărgimea și înălțimea erau deopotrivă. Ce am reținut? Lungimea, lățimea și înălțimea erau egal, nu deopotrivă. Deci, cum vă imaginați? Cum arăta ca și un cub, nu? Deci, toate laturile egal. Haideți să vedem temeliile cetății. Am văzut dimensiunile, temeliile. Iulia, Apocalipsa 21, versetul 14, 19 și 20. Zidul cetății avea 12 temelii și pe ele erau 12 nume ale celor 12 apostoli ai Mielului. Temeliile zidului cetății erau împodobite cu pietre scumpe tot felul, Cea din tâi temelie era din iaspis, a doua de safir, a treia de calcedonie, a patra de smarald, a cincea de
Sardonix, a șasea de Sardiu, a șaptea de Crisortit, a opta de Beril, a noua de Topaz, a zecea de Crisopaz, a 11-a de Iactit, a 12-a de Ametist. Deci, am văzut aici 12 feluri de pietre scumpe și chiar a 12-a spune aici de ametist. Dacă vreți să vedeți o piatră de felul acesta, se găsește aici, aproape de noi, la Valeni de Muncă, la un muzeu cu perle din felul acesta de mină scos. Și chiar a fost o excursie băiatul și a adus o vedere cu o piatră de felul acesta. Și chiar discutam cu el, zic, uite, în felul ăsta o să arată a 12-a temeliu. Dar sunt 12 feluri de pietre scumpe. Și amintea fratele Radu, cât costă o pietricică? Cât a dat cineva pe pietricică? Vă aduceți aminte? Da. Cât a dat? 6.000 milioane, nu? De dolari pe pietricică. Dar apoi o temelie. Vă dați seama cât valorează. Haideți să vedem zidurile. Deci temeliile, a văzut, erau 12 feluri de pietre scumpe. Zidurile cum erau? Ambra. Apocalipsa 21 cu 17 și 18. I-a măsurat și zidul și a găsit 144 de cozi după măsura oamenilor, căci cu măsura aceasta măsura îngerului. Zidul era zid de iaspis și cetatea era de aur curat, castelul curată. Zidul de iaspis și cetatea de aur curat. Așa că e plăcut, nu? Ce ziceți? V-ar place să vedeți o cetate de felul ăsta? Nici măcar ne-am putea echipui, nu avem termen de comparație, n-am văzut. Dar hai să ne gândim. Porțile cetății. Apocalipsa 21, 12, 13 și prima parte în 21. Denis. Era înconjurată cu un zid mare și înalt. Avea 12 porți și la porți 12 îngeri. Și pe ele erau scrise niște nume. Numele celor 12 semințe ale fiilor lui Israel. Spre răsărit erau 3 porți. Spre miază noapte 3 porți. Spre miază zi 3 porți. Și spre apă 3 porți. Cele 12 porți erau 12 mântăritari. Și porțile, drăguțe, nu? E Margarita. E, astăzi încearcă oamenii să facă ceva mai drăguț, să atragă privirea, să placă ochiului, dar cred că nu se poate compara cu acele porți. Străzi. Rebecca. Apocalipsa 21 cu 21, ultima parte. Fiecare poartă era dintr-un singur margaritar. Ulița cetății era de aur curat, ca sticlea străvezie. Cum era strada? Cum a scris acolo? De aur, nu? Aur curat, ca sticla străvezie. Hai să vedem o caracteristică uimitoare a acestui oraș minunat, care asigură fiecărui cetățean, fiecărui moștenitor, rigoare și tinerețe. Apocalipsa 22, versetul 1 și 2. Ori. Și mi-a arătat un om cu apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnia lui Dumnezeu și al Mielului. În mijlocul pieței cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Cei ce scopii au văzut un pom de felul ăsta să rodească în fiecare lună și de fiecare dată un alt tip de rod. Nu? Nu altă. Nici un alt.
Așa este pomul acesta, despre care ne-a vorbit Sfânta Scriptură. Haideți să vedem câteva făgăduințe impresionante care face Dumnezeu pentru, le face Dumnezeu pentru poporul Său. În Psalm, aș vrea să citesc eu una, capitolul 16, versetul 11. Îmi vei arăta cărarea vieții, înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Ce înțelegem în versetul ăsta? Cum sunt desfătările? Haideți să ne gândim cum sunt desfătările astăzi, în timpul nostru. E o cântare, vă aduceți aminte de cântarea aceea? Un lung tren ne pare viața. Fericirile cum sunt? Alte, nu? Și durerile? Stații. Iau că aminte că avem toată un tren de la Târgoviște, la Plăști. Și undeva pe la Caragiale a oprit și a stat mai bine două ori. Nu știu ce aștepta, ce n-a așteptat, dar mai bine două ori a stat. Nu era problemă. Perfecțiunul, așa era obiceiul să stea. Te plictisesc. E cam așa sunt durerile astăzi. Iar desfătările sau bucurile sunt alte scurte. E, dincolo, ce desfătări veșnice la dreapta ta sau la dreapta ta. Discutam cu cineva referitor la veșnicie. Dar chiar ce să faci în atâta timp? Că în 70-80 de ani parcă te saturi de viață și îi întrebi pe cei mai în vârstă, cum e? Zice, nu mai are rău. Zice, nu mai, pentru mine nu mai are viața. M-am plictisit de atâta suferință, de atâta necază, de atâta probleme. Nu mai rău. Două veșnicie, cum e? V-ați gândit? Să nu mai să termine viața niciodată. Nu plictisit. Acolo spune că desfătările vor fi veșnice. Deci nu poate să existe plictiseala sau oboseala cu lumea aceasta. Pentru că ele se vor înnoi în fiecare zi, am putea să spunem. De aceea mântuiții nu se plictisesc. Referitor la ceea ce ne descria Isaia 35, aș vrea să mai citesc două versete, versetul 5 și 6. Persoane care au azi probleme cu sănătatea, ce se va întâmpla atunci? Spune așa, atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surților, atunci ciocul va sări ca un cerb și limba mântului va cânta de bucurie. Căci în pustie vor țâșni ape și în pustietate pâraie. Aceasta este făgăduința Domnului. Dacă astăzi vorbeam cu fratele meu, ce nu prea mai avut bine, ce mi-a cumpărat un aparat și trebuie să-mi înfrumontez, să-mi pun. Altul are altă problemă, nu mai poate să meargă bine. Doare un picior sau un genunchi sau o mână sau eu ce ne mai doare. E acolo, toate acestea vor dispărea. Dar cei ce ți-au obosiți, o să călătorim acolo, să mergem. Am obosit astăzi, ați văzut, venim până la adunare și ne facem înapoi și spune că am obosit. Avem nevoie să ne odihnim sau, știu, un drum mai lung, pe tine de vârstă și obosit. Am găsit un mijloc ca să nu mă obosi. Dar acolo o obosi. Hai să vedem ce ne spune tot Cuvântul Dumnezeu în Isaia 40 cu 31.